Agentul a urmărit câțiva kilometri cu mașina de poliție și a constatat că șoferul a încălcat mai multe reguli de circulație. Ținta este pe același sens de deplasare. Vehiculul poliției rutiere are 68 de km pe oră, iar vehiculul țintă, adică Mercedesul de Italia, are viteza de 111 km. Șoferul a fost oprit de polițiști în localitatea Fața Cremenii. Când a aflat că rămâne fără permis, a încercat să-i dea agentului 150 de euro. Am depistat un autovehicul marca Mercedes înmatriculat în Italia, care circula cu viteza de 111 km pe oră în localitate. Am procedat la oprirea acestuia și a conducătorului auto. Conducătorul auto, un cetățean italian, văzând că o să luăm măsura reținerii permisului de conducere, a încercat în mod repetat oferirea sumei de 150 de euro. Am luat legătura cu lucrătorii Direcției Generale Anticorupție, care au venit și au efectuat un flagrant. Ofițerii Direcției Anticorupție Mehedinți au organizat flagrantul, iar bărbatul a ajuns pe mâna procurorilor. El este cercetat în stare de libertate pentru dare de mită. Procurorii i-au dat interdicția de a părăsi țara pentru următoarele 30 de zile.